Mi-am spune Olesea Sârbu, sunt vicerector al Academiei de Studii Economice din Moldova, în domeniul internaționalizării învățământului superior și la moment cu ce sunt aici, sunt coordonator al unui proiect Erasmus Plus pentru dezvoltarea capacităților instituțiilor de învățământ superior al Comisiei Europene. Proiect se numește, are un acronim MINERVA, mai bine zis este un nume decât un acronim, deoarece el prevede consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a științei deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Moldova și Armenia. Prezentarea respectivă a mea va fi mai mult ca una din subiectele care le aveți pe listă. Este o inițiativă ale științei deschise în Europa estică, fiind faptul că când l-am elaborat, m-am bazat pe faptul că parteneriatul estic, platforma, prevede una din rezultatele, consolidarea cercetării și impulsionarea cercetării deschise în țările din parteneriatul estic. De ce Armenia și Moldova? Fiind faptul pur practic, avem experiență cu universitățile din țara respectivă, avem probleme comune și a fost foarte repede să inițiem deja de lungă durată o experiență în realizarea proiectelor. Deci MINERVA este o inițiativă din partea instituțiilor de învățământ superior de a contribui la cercetarea, la știința deschisă și la consolidarea departamentelor de cercetare în instituțiile de învățământ superior. Fiind faptul că bine că tindem ca instituții superioare, în special ASEM, din numele ASEM vorbesc mai mult, să consolidăm direcția aceasta de cercetare, mai mult totuși rămânem instituții de învățământ de predare cu accentul respectiv. Evident, sunt multe lucruri de consolidat, de dezvoltat. Proiectul este structural, ceea ce înseamnă, fiind faptul că Comisia Europeană le divizează în două tipuri de proiecte. Sunt joint proiecte și structurale. Structurale presupun proiecte care implică ca partener direct Ministerul de Resort, fiind faptul că la noi este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, ca partener direct. Deci împreună cu instituțiile de învățământ superior, Ministerul din țările respective încearcă să consolideze aspectul proiectului respectiv. Este proiect pe 3 ani, ceea ce înseamnă că în primul an doar începem pregătirile, consolidarea și crearea grupurilor de lucru, fiind faptul că eu nu sunt expert, nu sunt cercetător direct, eu am echipe de experți care lucrează în implementarea activităților planificate și rezultatele care noi am pus să fie realizate. Evident, singur nu putem să facem acest lucru. Vreau să vă zic că bugetul este aproape de 1 milion, dar suntem o echipă destul de mare, suntem 16 parteneri. Comisia Europeană iubește divizarea echilibrată a bugetului între parteneri și atunci matematica simplă, vă dați seama că lucrăm în majoritate de la 50 până la 70 de mii de euro pe partener, ceea ce bine pentru noi este bine, pentru Moldova, deoarece Armenia, instituțiile de învățământ superior din Armenia și Moldova beneficiază și de echipament necesar pentru consolidarea aspectului respectiv, în special noi l-am pus pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru știința deschisă. Pentru parteneri europeni, evident, 50.000 de euro este destul de buget modest, însă și ideea este că noi suntem cei care implementăm, care elaborăm și obținem rezultatele necesare nouă, în dependență de necesitățile și problemele care le avem. Experții din universitățile europene vin cu suport, consultanțe și schimb de experiență din domeniul respectiv. Divizarea a fost în felul următor. Avem 3 instituții din Moldova, faptul că aveți pleantul toți în mâinile noastre, n-am să le trec așa. Ideea a fost să fie echilibrat pe Moldova, am luat 3 instituții din
din direcții diferite ale științei, economie, aspectul tehnic, Universitatea Tehnică și medicină, ca să mai lărgim, deoarece bugetul, evident, nu putem să-l facem foarte mic, am inclus Consiliul Rectorilor, deoarece proiectul este structural și trebuie să elaborăm și să promovăm cadrul legislativ cât și a universităților, atât și la nivel de național. Deci Consiliul Rectorul este prezentat din tot Consiliul, însă și avem doi reprezentanți încă din instituțiile de învățământ superior și avem minister. Asta e, la noi este parteneriatul din Republica Moldova. Evident că ceilalți parteneri, fiind faptul că mai avem proiecte în coordonare, ne cunoaștem toți, ei sunt invitați la toate activitățile care le facem. Una dintre acestea este acum această prezentă, unde încercăm în comun să discutăm problemele care sunt, și ele sunt foarte multe, fiind la nivelul cel de jos, care a vorbit domnul Cojocaru, cu care ne întâlnim deja la nivel instituțional a Institutului de Învățământ Superior. Armenia este reprezentată din universitățile, tot așa, din diferite domenii și minister, respectiv din Republica Armenia. Uniunea Europeană este reprezentată din Universitatea din Leș, care are o experiență foarte mare în domeniul consolidării cercetărilor, capacităților de cercetare și ajută cu privire pentru Moldova consolidarea și pentru Armenia elaborarea de la inițial a aspectelor și obținerea signei Euraxes, ceea ce pentru dânșii este nou și pentru instituțiile noastre este deja în curs de implementare, însă și aspectul de consolidare se referă la Republica Moldova. Celelalte universități din Uniunea Europeană are un aspect, fiecare are un rol oarecare în implementarea proiectului respectiv. Evident, fiind faptul că o inițiativă respectivă este o picătură în ocean, ceea ce putem noi să contribuim. Noi nu putem să realizăm aceste aspecte și să arătăm ca rezultatul final, însă și ce și-a arătat domnul Cojocaru, că se fac multe inițiative. Una dintre acestea este a noastră Minerva, care vrem să contribuim pentru consolidarea managementului cercetării și științei deschise în Republica Moldova în special. Am pus trei direcții principale. Prima, dezvoltarea și consolidarea cadrului național, ceea ce iarăși s-a vorbit de domnul Cojocaru, fiind faptul că îl avem, trebuie să fie acordat la noile tendințe, ajustat și consolidat, și este discuția cu Ministerul Educației și Cercetării, Culturii și Cercetării, să fie ca parte componentă recomandările care le face din punct de vedere al proiectului împreună să fie incluse în Moldova 2030 ca strategie națională, programul național. Pe nivel instituțional, la instituțiile de învățământ superior, una din direcțiile este consolidarea Open Science, creșterea culturii la nivel universităților și crearea repozitoriilor universităților, ceea ce Moldova arată să fie deja în proces destul de dezvoltat în comparație cu Armenia, deoarece avem platforme frumoase, bibliotecile lucrează în mod mai avansat, însă și colegii din Armenia sunt bucuroși să învețe acest lucru de la noi, ceea ce m-a bucurat faptul dat. Și a treia direcție, am pus accentul pe dezvoltarea capacităților personalului, a cadrului academic și a cercetătorilor din instituțiile noastre, fiind faptul că toți am auzit, sau majoritatea au auzit termenul respectiv Open Science, însă și care sunt componentele, care sunt mecanismele de interacțiune dintre acestea, în special în rândurile tineri, cadre este la nivel foarte jos și acesta noi am pus ca accent să luăm și să creăm cadre consolidate din domeniul respectiv. Vreau să vă trec doar în linii generale
care vor fi rezultatele care noi le-am pus în cadrul proiectului și, evident, de ce suntem toți aici, de ce încercăm să lucrăm cu minister și cu alte actori de pe teritoriul Republicii Moldova, în special IDCI, care este astăzi organizator și ne bucurăm să fim co-organizatori, fiind faptul că nu putem să facem singuri unele schimbări pe plan național. Și atunci o sinergie este foarte necesară, de aceea suntem toți acum împreună să discutăm și să încercăm în comun să facem și să obținem rezultatele care apar și au fost evidențiate a fi comune. Deci una prima și foarte ambițioasă pentru noi, când noi am scris, este crearea unei platforme naționale pe Open Science. Se discută și de alte instituții. Vrem să facem această sinergie pentru a crea o platformă unică pentru care vom contribui toți. Și aspectul financiar al proiectului Minerva va fi îndreptat anume pentru a consolida și dezvolta această platformă națională împreună cu ministerul nostru de resort. Ceea ce este foarte necesar, la fel care a fost menționat anterior, sunt dezvoltarea standardelor și indicatorilor, consolidarea lor și mai mult aspectul de calitativ al standardelor respective și implementarea lor. Mai departe, una care vreau să vă zic, asta este crearea unui aspect sau cadru legislativ și în discuție este ceea ce s-a menționat, să fie un policy roadmap, foaie de parcurs din domeniul Open Science. La nivel universitar, deja s-a vorbit, noi vrem să facem aspectele introducerea, fiind faptul că noi avem acest aspect introdus în strategia universităților partenere din proiectul Minerva, însă și asta rămâne doar pe hârtie, deci ceea ce vrem să facem, să stimulăm, impulsionăm deja dezvoltarea mecanismului de implementare a acestor activități propuse în cadrul documentelor aceste instituționale strategice. Despre repozitorii am vorbit, acest lucru acum se discute, s-a elaborat deja lista echipamentelor necesare pentru achiziționarea. Se discute să fie ceva comun, o rețea comună, interoperabilitatea, care noi o numim, între trei instituții partenere, la moment ca pilotare, și apoi, evident, celelalte instituții de învățământ superior vor putea să se alinieze la această inițiativă. Și aspectul pe crearea capacităților, deja tot am menționat faptul, noi mergem pe formula dezvoltarea și adoptarea, și îmbunătățirea strategiei pentru Human Resource for Researchers. Mersi mult! Una din momentele care le avem și este un moment destul de în discuții, este la noi, cu toate că se pare că este unul ușor, este un instrument de antiplagiarism. Cer scuze, cu toate că noi avem această, în multe instituții dezvoltate, se discute cum putem să consolidăm și ce mai trebuie să facem sau să facem o clasificare să fie sau pe lucrări științifice sau să fie aparte pe monografie, deoarece structura și conținutul acestor instrumente diferă foarte mult. Armenia are problema respectivă fiind faptul că limba lor este o limbă specifică și e foarte greu atunci să facă instrumentul respectiv pentru limba lor și ei nu utilizează limba engleză în cercetările lor. Asta în linii generale, vreau să vă zic că informația care, rezultatele care le obținem sunt toate afișate pe site-ul proiectului. Vă invit să vizitați respectiv și pagina web și suntem pe Facebook, pe teritoriul Republicii Moldova aveți link-ul și totodată Armenia, la fel puteți să contactați acest lucru.
Mă bucur faptul că mai multe inițiative se fac de tipul, de genul dat. Mă bucur foarte mult despre faptul că suntem activi și prezența dumneavoastră arată acest fapt că este o temă necesară. Problemele care trebuie să le abordăm sunt comune și vedem în comun putem să le realizăm. Eu vă mulțumesc foarte mult!